Donald Trump a revenit la Casa Albă, așa cum a obișnuit audiența, a făcut un nou gest șocant. Și-a dat masca jos în balconul reședinței prezidențiale. Președintele Statelor Unite i-a îndemnat pe americani să iasă din case, dar totuși să rămână prudenți, și asta pentru că au fost înregistrate peste 200.000 de decese în ultima perioadă. And one thing that's for certain, don't let it dominate you. Don't be afraid of it. You're going to beat it. We have the best medical equipment, we have the best medicines, all developed recently. And you're going to beat it. Așa cum era de aștepta, cuvintele liniștitoare ale liderului de la Casa Albă nu au avut însă același efect și în cazul lui Joe Biden. Candidatul democrat consideră că purtarea măștii este o datorie patriotică. I view wearing this mask not so much protecting me, but as a patriotic responsibility. And all the tough guys say, I'm not wearing a mask, I'm not afraid. Well, be afraid for your husband, your wife, your son, your daughter, your neighbor, your coworker. That's who you're protecting having this mask on. Cei doi rivali urmează să se confrunte din nou pe 15 octombrie la Miami. Asta în cazul în care dezbaterea se va mai organiza, singurul impediment fiind starea de sănătate a președintelui Donald Trump.